Ești stresat? Mergi la cumpărături. Ești anxios sau te-a supărat cineva? Mergi la cumpărături. Iată tema emisiunii de astăzi, motivele pentru care cheltuim în exces. Se știe că după o sesiune de shopping te simți mai bine, lucru care este permis și destresant în multe situații, dar atunci când faci din acest lucru un obicei, nu se mai cheamă plăcere, ci cumpărături compulsive, care vei vedea că nu-ți mai aduc fericire, ci mai degrabă te nemulțumește, ba chiar te enervează și devii trist. Fie le faci într-un anumit moment de vulnerabilitate, fie pentru a ne compensa anumite frustrări, fie pentru a ne recompensa sau pentru a ne premia într-un moment de reușită, fie din cauze sociale, fie pentru că era o ofertă de nerefuzat sau pur și simplu pentru a arăta că avem cu ce. Motivele sunt diverse, iar mecanismele psihologice care stau în spatele acestor comportamente pot fi identificate și analizate cu atenție. Iată ce se întâmplă în spatele cortinei și măștilor. Nevoia de recompensă apare în situații de emoție intensă, fie tristețe, bucurie, frustrare sau abandon. Lipsa unei evidențe a veniturilor sau, mai exact, ce calcule ne-am făcut și cât pot să cheltui. Aici un management al banilor este binevenit. Ignorarea anumitor stimuli care te determină să cheltui și aici intervine prezența unui prieten care își cumpără ceva și care involuntar te face și pe tine să adopți această strategie. Sau mediul în care te afli sau chiar momentul zilei. Presiunea socială se referă la a copia pe cei din jur și dacă o fac toți, tu de ce nu-ți poți permite să mergi la cumpărături, chiar dacă ai dulapul plin de haine? Mediul online te poate convinge să bagi mâna în buzunar atât de adânc încât atunci când ajungi acasă să te miri de nesăbuința ta și să ai un gust amar. Iată cum reclama te face să te simți că ai nevoie de acel produs, deși este un moft trecător. Aici este bine să-ți faci o introspecție reală de fiecare dată când faci o astfel de achiziție și să-ți dai seama clar, ai sau nu nevoie. Cum pot fi evitate cheltuielile excesive? Dacă nu ești în zona de dependență, poți să-ți recapeți controlul banilor folosind următoarele strategii. Managementul banilor. Începe prin a economisi în fiecare lună, punându-ți economiile într-o pușculiță pentru a nu fi tentat să-i cheltui prea repede. Acest lucru te va motiva puternic să nu intri în ei și să eviți cumpărături care nu și-au rostul. Obiectivul va fi atins abia atunci când planul tău va fi pus în aplicare, adică atunci când ceea ce ți-ai dorit a putut fi achiziționat din economiile tale. În acest caz, stima de sine și mândria ta vor culege roadele răbdării și îți va oferi satisfacția necesară de a rezista și în viitor pentru alte achiziții. Ține o evidență a bugetului și a cheltuielilor. Când ai cardul de credit la tine, vei vedea că poți cheltui mai mult, iar atunci când ai doar numerar, cheltuielile sunt mai mici. În acest caz, ia cu tine doar numerar. Vedeți, dragi privitori, creierul nostru nu gândește matematic, ci emoțional. Atunci când vedem un produs care, de exemplu, este sub prețul pieței, în creierul nostru se declanșează o doză mare de dopamină, hormon asociat plăcerii. Deci, căutăm plăcere și avem nevoie de fericire. Ce putem face? Ar fi bine să plecăm la drum cu o sumă fixă pentru a nu mai ceda impulsurilor de moment. Veți vedea, odată ajunși acasă, că ați procedat corect și veți avea încredere în instinctul vostru. Cine din casă este mai cheltuitor, femeia sau bărbatul? Sunt psiholog, Mihaela Pavel. Dacă te regăsești în această ecuație, cumpără-ți o pușculiță și fii prevăzător! Numai bine!